Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Și o mai spun încă o dată, pentru că repetiția este un lucru bun și folositor și poate ca a doua oară să vor auzi și decibelii noștri puțin mai tare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Cei care aveți la voi Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți împreună cu mine în dimineața asta în Cartea Proverbele, capitolul 16. Să citesc un singur verset, versetul 9. Proverbele, capitolul 16, cu versetul 9. E un singur verset, voi predica mai mult. N-am auzit niciun amin, e clar. Entuziasmul este în aer aici, plutește. Pentru că e un singur verset, aș vrea să-l rostim împreună. Amin? Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pe pașii. Amin. Înainte să vă reașezați, vă rog să binecuvântați pe cel care este lângă voi, să-i spune tocmai asta, Dumnezeu să-ți îndrepte pașii. Dragii mei, mă bucur să fiu cu voi la sărbătoarea aceasta, mai ales că e vorba despre Duminica Studenților. Și mă gândeam aici, în timpul slujbei, mi-am adus aminte puțin despre începuturile mele în ale studenției. Eu am crescut și am locuit până la aproape 19 ani într-un sătuc undeva în județul Bihor. Peștera Ușilor este cel mai bun reper pe care vi-l pot da. Oricum, dacă vă zic numele satului, nu o să-l țină nimeni minte, așa că e mai bine, ăsta e reperul geografic cel mai bun. Și să fiu onest cu dumneavoastră, am avut un complex al călătorilor, că până aproape de 19 ani, până să merg la facultate, cea mai mare distanță geografică parcursă în viața mea de mine a fost până la Arad. Să vă imaginați ce umblat eram eu în lume până la 19 ani. Și am ajuns în 2004, în luna octombrie, la București, la Institutul Teologic Pentecostal. Țin minte că mama a avut grijă să îmi încarce valiza aceea mare de tot, pe lângă multe vise erau și multe borcane cu zacuscă acolo, ca nu cumva băiatul mamii să moară de foame. E București, nu știi niciodată. Mai mult de atât, am fost prevenit de acasă să am mare grijă la buzunare, că e București. Da. Sper că nu-i nimeni de acolo să se simtă ofensat în dimineața asta, dar e bine să ai grijă la buzunare, mai ales când cobori în Gara de Nord. Am ajuns în Gara de Nord și țin minte că am văzut de multă lume, eram pur și simplu dezorientat, nu aveam telefon cu internet pe vremea aceea să caut, să reperez anumite stații, dar țin minte că m-am dus undeva la un infodesk din ăla la Gara de Nord și era acolo o doamnă și am întrebat-o foarte politicos, adică al minte un ardelean, nu? Am ajuns în fața doamnei acelea la ghișeul ăla și o întreb, doamnă, nu vă supărați, caut ruta 178, puteți să-mi spuneți, să uitați la mine, ce este o agenție de informații, pleacă de aici. Ăla a fost contactul meu așa cu București, a fost un welcome, de binevenit, așa, și țin minte că vreo două luni de zile eram pe punctul să mă întorc înapoi acasă, bă, mai bine acasă, la țară. Eram într-un oraș nou, într-o lume nouă și, să fiu sincer cu voi, cred că am pătimit foarte mult în primele luni de zile. Și asta pentru că viața și perioada asta și de studenție este o perioadă, dacă vreți, foarte, foarte grea din anumite puncte de vedere. Este o perioadă în care trebuie luate multe decizii importante în viață. E o perioadă în care te lupți cu foarte multe obstacole. Și dacă ar fi, dragii mei, să privim viața și chiar viața de student, de foarte multe ori poți să o vedem ca pe o călătorie. Da, suntem obișnuiți probabil să gândim prin analogie și știm că viața, dacă ar fi să o luăm ca pe o călătorie, pornește de undeva din punctul A și se termină undeva în punctul B. Numai că vedeți dumneavoastră viața și viața de student și nu numai, viața de părinte, viața de copil, viața de elev, viața profesională și nu numai, chiar cea emoțională și spirituală. Dragii mei, nu este atât de simplă. Nu-i totul previzibil, nu totul începe așa de la A și se termină la B, nu-i totul drept în viață. Ce am realizat, dragii mei, este că viața
te aduce în foarte multe momente de răscruce. Le-aș numi răscruce de drumuri. Și acolo există o presiune teribilă pe fiecare dintre noi, pentru că dintr-o dată ai vreo 4-5 opțiuni din care să alegi. Fie că e vorba profesional, fie că e vorba relațional, fie că este vorba din multe alte puncte de vedere. Ești undeva în viață de foarte multe ori prins la câte o răscruce de drumuri. Și ce am întâlnit, dragii mei, în viață, și cu asta m-am confruntat și eu multă vreme, este că de regulă oamenii rămân blocați. Sunt oameni, sunt convins în dimineața asta aici, care sunteți undeva la o răscruce de drum în viață și pur și simplu nu știți încotro să o luați. Pentru că opțiunile pe care le aveți înainte sunt diverse, toate par poate bune, toate par aproximativ egale, e greu să anticipez oarecare o să fie drumul cel mai bun. Spun asta pentru că săptămânal discut cu oameni, consiliez și reîntâlnesc două mari frici care îi țin pe oameni blocați pe loc. Am întâlnit tineri la 30 de ani care ar fi trebuit să ia deciziile acelea la 20 de ani și încă nu le-au luat de 10 ani. Știți de ce? Pentru că pur și simplu sunt două mari frici care îi țin blocați pe loc. E frica de necunoscut și pe de altă parte este frica de eșec. Și pentru că nu putem să scăpăm de aceste două mari frici, pentru că ne-au cuprins din amândouă părțile, sunt atâția oameni care sunt pur și simplu blocați la o răscruce de drum în viață. Nu pot să fac un pas înainte. Poate că ești acolo la răscrucea aceea de drum a deciziilor, poate că ești de 4 ani de zile și n-ai făcut un pas înainte. Poate că ești de 10 ani acolo, poate că încă de 12 ani ești tot în punctul acela. Și pur și simplu nu poți să te decizi, pentru că, spunând cu o dată, frica de necunoscut, oare ce o să fie, și frica de eșec, în mod special, ne țin pe loc. De aia, în această dimineață, vreau să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj, inspirat, cred, din Cuvântul lui Dumnezeu, m-am rugat pentru asta, și vreau să privim, dragii mei, viața la răscruce de drumuri. Viața la răscruce de drumuri. Studenția este o perioadă a marilor decizii. Viața, nu numai în studenție, ci și în tinerețe, chiar în adolescență. Viața de părinte, viața ta profesională. Și la 60 de ani ai luat luat decizii foarte importante. Sunt decizii care îți vor marca viața într-un mod foarte consistent. Și de aceea vreau să ne uităm în această zi în Cuvântul lui Dumnezeu, la viață, dacă vreți, la răscruce de drum. Nu am pretenția că ceea ce voi spune este cel mai bun lucru din univers, însă, dragii mei, ce vreau să vă ofer în această dimineață, ceea ce mă rog ca Dumnezeu să ne ofere în această dimineață din acest mesaj, sunt câteva indicii, câteva repere, care să ne facă să luăm deciziile cele mai bune. Viața la răscruce de drum. Îngăduiți-mi în această dimineață să aduc înaintea dumneavoastră 4 principii în zona aceasta, legat de luarea deciziilor. Dragii mei, primul aspect pe care vreau să sublinez este un adevăr în care cred foarte mult. Este acesta. Dumnezeu vrea să înveți cum să alegi. Asta vrea Dumnezeu, nu doar să-ți dea ordine pe care să le execuți. Dumnezeu, ascultați-mă, în dreptul fiecare dintre noi, Dumnezeu vreau ca eu și cu tine, la 20 de ani, la 18 ani, la 19, la 25, la 40, la 60, Dumnezeu vrea, dragii mei, ca noi să învățăm să luăm decizii, nu doar ca noi să executăm niște ordine. Pentru că de prea multe ori ni s-a inoculat, trebuie să recunoaștem, ni s-a inoculat imaginea asta unui Dumnezeu care este un general cu 4 stele, care ne spune să executăm, noi suntem armata lui Hristos, și toți trebuie să executăm ordinele pe care Dumnezeu le dă. Nu trebuie să le înțelegi, nu trebuie să gândești, nu trebuie să întrebi de ce, ci doar să mergi înainte. Foarte multă vreme ni s-au inoculat, poate, într-un mod greșit aspectul ăsta în mintea noastră. Dar, oameni buni, ce am descoperit în Biblie, ce am descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu, este un adevăr pe care, spun încă o dată, îl cred din toată inima mea. Dumnezeu vrea să înveți cum să alegi, nu doar ca să-ți dea niște ordine pe care să le execuți. Vreau să vă spun ceva. Biblia îl asociază și ne-l prezintă pe Dumnezeu în imaginea de tată. Dumnezeu ne-l prezintă pe Dumnezeu ca tată. Ori, dragii mei, analogia aceasta nu este una deloc fără de importanță. M-a binecuvântat Dumnezeu să fiu tată și încă tată de 3 băieți. Imaginați-vă viață de părinte. Chiar mai spun soției mele, vei fi soacră cu 3 nurori, asta e. Va trebui măcar ca la una să avem grijă, să aibă grijă și de noi la bătrânețe. Niciodată nu știi. La 2 ani de zile, la 3 ani de zile, un copil
care îți cere ajutorul, care are nevoie să fie luat de mâini, care să fie împins de la spate, care fie, să fie sprijinit, este un lucru absolut normal. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. La 9 ani de zile, la 10 ani de zile, să ai un băiat care să nu știe să-și lege și returile la pantofi, e o frustrare. Vreau ca părinte, ca ai mei băieți, să crească și să învețe în viață să ia decizii. Vă spun sincer, ar fi un faliment pentru mine ca părinte, că la 19 ani să vină băiatul meu la 20, cine știe, la 25, dacă e tomnatic după standardele Bihorului, să mă întrebe cu cine să se căsătorească. Sunt decizii pe care trebuie să le ia el. Dumnezeu, ascultați-mă, nu vrea ca eu și cu tine să executăm niște ordine. Inima lui Dumnezeu este o inimă de tată. Și în inima de tată lui Dumnezeu, știți ce vrea? Vrea ca noi copiii lui să creștem, să ne maturizăm spiritual, să învățăm să luăm decizii sub inspirația Duhului Sfânt. Pentru că dacă nu o să învăț în viață să iau decizii, dacă nu voi învăța să cântăresc opțiunile, dacă nu voi învăța să am o minte pe care Dumnezeu a înnoit-o, pe care este o minte, nu metanoi, este născută după voia lui Dumnezeu, dacă nu o să-mi folosesc acea minte, spunea Rick Warren, pentru ce ne-a dat Dumnezeu o minte, un creier, dacă nu s-ar aștepta să-l folosim? Pentru ce? Dragul meu, Dumnezeu ți-a dat o minte înnoită, tocmai ca să poți să iei decizi în viață. Dumnezeu nu vrea ca să execuți orbește niște ordine. Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să învățăm să luăm decizii în viață. De ce? Pentru că, dragii mei, a învățat să luăm decizii în viață este un lucru care ne maturizează. Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Ca să te maturizezi, trebuie să iei decizii în viață. De aceea, dragii mei, și Pavel vorbește despre copilării la timpul trecut. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Dar acum m-am făcut om mare și, spune el, am lepădat ce era copilăresc. De ce? Pentru că există o maturizare pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Sunt oameni care după 10 ani de venit la biserică încă sunt niște copii. Și de asta la un moment dat este marea frustrare dacă o vedeți în Evrei, autorul epistolei către Evrei spune: voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi care de mult trebuia să fiți, cu alte cuvinte, la catedră, aveți nevoie să mergeți înapoi în bancă, să învățați lecțiile incipiente ale credinței. Un om, dragii mei, trebuie să crească în luarea deciziilor și în discernere. Un om matur trebuie să știe să aleagă între bine și rău, dar nu e suficient doar atât. Un om matur trebuie să aleagă între bine și foarte bine. Dumnezeu vrea, dragii mei, ca noi să învățăm să luăm decizii. De aceea Apostolul Pavel în Filipeni 1 cu 9 la 10 spune: și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. De ce? Să creștem în dragoste și în pricepere. Ca să putem mai apoi ce? Spune Biblia, ca să putem deosebi lucrurile alese. Ca să poți să deosebești, trebuie să crești. Ca să poți să alegi, ca să poți să cântărești opțiunile, să știi pe ce drum să o iei în viață, emoțional, profesional, relațional, spiritual, nu numai. Va trebui să te maturizezi. Dumnezeu, dragii mei, când viața noastră este la o răscruce de drum și sunt mulți oameni și sunt unii blocați aici, de ani de zile, știu ce vorbesc. Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Vorbesc săptămânal cu oameni care sunt blocați de luni, de ani de zile în același loc. Nu pot să fac un pas înainte. Știți de ce? Pentru că frica de eșec și frica de necunoscut ne țin pe loc. De-aia, un prim aspect pe care vreau să sublinez este că Dumnezeu vrea să înveți să iei decizii, nu doar să execuți orbește niște ordine. Mai mult de atât, a învățat să iei decizii nu doar că te responsabilizează, dar te și maturizează. Când iei decizii în viață, e un lucru care te responsabilizează. De aceea, dragii mei, vreau să înțelegem că în viața asta spirituală, noi nu avem un rol pasiv și doar Dumnezeu unul activ. Spune Apostolul Pavel, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Există o parte de responsabilitate pe care Dumnezeu a așezat în dreptul fiecăruia dintre noi. Dragii mei, avem un rol activ în deciziile vieților noastre, în orizontul spre care trebuie să ne ducem și Dumnezeu să ne ajute în direcția asta. Gândiți-vă la un aspect. Gândiți-vă, vă rog, la aspectul ăsta. Unul dintre cele mai de cotitură momente din istoria bisericii, știți când a fost? E cel relatat în Faptele Apostolilor în Conciliul de la Ierusalim. Biserica crește, biserica se mulțește, biserica avea un progres extraordinar, dar vine un moment de cotitură. Spune Biblia că niște iudaizatori, care nu sunt trimiși de biserică, se duc în Antiohia.
Și acolo încep să le propovăduiască celor din Antiohia, bă, e foarte fain că la voi trezire, că vorbiți în alte limbi, că sunteți botezați cu Duhul Sfânt, e foarte fain că s-o pocăi dintre neamuri, dar știți ceva? Spun oamenii ăștia, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Spune Biblia că acolo în biserica din Antiohia are loc un schimb viu de vorbe. Pavel și Barnabas îi confruntă pe oamenii ăștia și la un moment dat, conducerea bisericii din Antiohia ia o decizie înțeleaptă. Îl ia pe Pavel și pe Barnabas și îi trimit la Ierusalim ca să discute cazul ăsta. Bă, să vedem ce e de făcut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se duc oamenii ăștia la Ierusalim, se adună biserica, apostolii, prezbiterii, toată biserica se adună la un loc. Și dragii mei, încep să aibă discuții acolo. Oamenii încep să discute, oare trebuie să se circumcidă și neamurile sau nu? Pentru că, dragii mei, spun încă o dată, acolo este o miză uriașă. Acolo, dragii mei, se putea opri creșterea bisericii. Acolo se putea pune blocaj, dacă vezi, lucrările lui Dumnezeu între neamuri. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că cei din urmă se iau o decizie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dintre apostoli care au luat cuvântul și Iacov și Petru și Ioan și cei din urmă, spune Biblia, că au zis în felul următor, ni s-a părut nimerit. Cui? Cui? Duhului Sfânt doar. Pentru că noi nu avem drept de opinie. Închidem ochii, închidem mintea și Duhul Sfânt ne spune tot ce să facem. Și ce interesant, într-unul dintre cele mai de cotitură momente din istoria bisericii, dragii mei, auziți ce declarație face omului Dumnezeu Petru. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și cui? Și nouă. Pentru că Petru înțelege, dragii mei, că există o dimensiune a responsabilității. Deciziile majore în viață implică responsabilitate. Știți ce m-am gândit? Nu era mai frumos, nu era mai simplu ca în vremea aceea, când s-a adunat biserica la un loc, să-l cheme pe Agab, că era cel mai puternic proroc al vremii. Să-l cheme pe Agab și să spună, Agab, roagă-te Domnului și ce ne va spune Domnul prin glas profetic, decizia o luăm. De ce credeți, dragii mei, că Dumnezeu vrea ca să se implice și oamenii din biserică acolo? De ce? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, vrea să avem un rol activ în luarea deciziilor. Când ești la o răscruce de drum în viață, înțelegi acest aspect, că Dumnezeu nu vrea ca să execuți orbește niște ordine. Nu suntem roboți. Dumnezeu, dragii mei, vrea să ne învețe cum să luăm decizii. Pentru că ne responsabilizează și pentru că mai apoi aceste decizii ne maturizează. Al doilea aspect pe care vreau să subliniez în această dimineață. Viața la răscruce de drumuri. Un alt adevăr în care cred, dragii mei, este acesta. Că Dumnezeu ne oferă indicii despre voia Lui, dar luarea deciziilor și descoperirea detaliilor țin de noi. Dumnezeu ne oferă indicii despre voia Lui, dar luarea deciziilor și, dacă vreți, descoperirea detaliilor țin de noi. Dumnezeu, dragii mei, ne oferă indicii, nu un plan general dinainte, din față. Am auzit la un moment dat pe cineva și am avut o discuție. Și am zis, bă, cum ești? Frate, zice, eu sunt pe GPS. Nu știu dacă ați auzit din ăștia care sunt pe GPS spiritual. Păi și am zis, cum e aia? Acum știu ce e GPS-ul, da? Frate, eu sunt pe GPS cu Domnul. Adică, păi uite cum e la mine, au zis. Am avut curios. Au zis, eu de când m-am pocăit, nu știu cum sunt alții, știți genul ăla? Eu nu știu cum sunt alții, dar eu. Frate, au zis, eu de când m-am pocăit, eu am băgat pe GPS viața mea. Cum? Am scris acolo destinație împărăția cerurilor. Și, frate, eu mă duc numai prin credință. Peste 200 de metri la dreapta urmează o intersecție. În față, la un kilometru, o să fie un semn giratoriu, luați-o pe a treia ieșire. Ochii închiși, obloanele minții trase, că tu mergi numai cu Domnul. Serios? Asta înseamnă pocăință? Asta înseamnă sfințenie? Asta înseamnă umblare cu Dumnezeu? Dragii mei, suntem ispitiți să credem că asta e cea mai înaltă formă de spiritualitate. Bă, l-ai auzit pe ăla, ăla nu face nimic fără Domnul. M-a auzit la un moment dat pe cineva că el nu iese din casă până nu întrebe pe Domnul. Bă, trebuie să mergi la lucru, du-te! Vi-l imaginați pe omul ăla foarte spiritual că se duce la Lidl, trimite nevastă să du-te și cumpără mai aia. Și el se duce și în fața răunului de paste făinoase. Doamne, Pambac sau Barila, de care se iau. În asta constă oare spiritualitatea? Dragii mei, Dumnezeu ne oferă indicii despre voia Lui, dar luarea deciziilor, descoperirea detaliilor țin de noi. Pentru că niciodată, dragii mei, Dumnezeu nu o să ne dea dinainte toate detaliile unui plan al Lui.
Niciodată Dumnezeu nu o să ne dea un plan detaliat, nu, acum fii atent. Știți cum își imaginează unii care sunt la răscurce de drumuri în viață? Nu-i cazul, dar unii vor să se căsătorească, poate. Păi, și stai la o răscurce de drum în viață și dintr-o dată ai și Facebook și TikTok și Instagram și ai multiple modalități și ai niște opțiuni în față. Maria, să fim români, da? Ioana și, nu știu, Ștefania, da, acum trei nume. Asta mi-a venit în cap. Și tu stai acolo la intersecție de drum și spui, Doamne, pe cine să aleg? Maria, Ștefania, Ioana, cine, Doamne? Doamne, dacă o aleg pe Maria, cum o să fie? Și Dumnezeu spune, hai să vezi, hai să facem o călătorie, fii atent. O să aveți patru copii, o să locuiți în Timișoara, tu o să lucrezi în IT, ea e medic, la 50 de ani o să ai un infart, la 60 de ani o să ieși la pensie, la 70 de ani o să-ți cumperi o casă în sfârșit la munte și cam așa e viața ta. No, dacă o alegi pe Maria, asta e. Ok, Doamne, acum hai spunem ce mă așteaptă dacă o aleg pe Ștefania. No, hai să vezi cu Ștefania cum o să... O să ai o soacră rea, dar în fine... Și... Oameni buni, cine are impresia că Dumnezeu unui om o să-i dea desfășurătorul înainte, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și de-aia foarte mulți oameni stau blocați și... Dom'le, ai 30 de ani și nu te poți hotărâ cu cine te căsătorești? Vorbesc profetic, oare? Ești la 28 de ani și ai schimbat până acum 4 joburi, efectiv nu știi. Habar nu ai încotro să o iei. Pentru că ai vrea cumva ca Dumnezeu din cer să se coboare un înger al Domnului, să te ducă într-o călătorie prin timp, să-ți arate unde să mergi. Dragii mei, Dumnezeu nu ne oferă în avans un plan detaliat pentru viața noastră. Ba din potrivă, pentru că nu face lucrul ăsta să nu ne scutească de eforturi. El, dragii mei, ce face Dumnezeu? Ne pune în față o ușă deschisă, nu un scenariu detaliat. Vreau să vă dau un exemplu. Am auzit foarte multe ori de asta, conceptul despre frate, trebuie să fii călăuzit. Sunt perfect de acord. Dar vreau să vă dau un exemplu din Scriptură, dragii mei. Vreau să vă întreb, acum pe bune, magii care au venit la Ierusalim să se întâlnească cu împăratul de curând născut al iudeilor, au fost sau nu călăuziți? Păi bune, da sau nu? 100%. Eu cred că este unul dintre cele mai puternice cazuri de călăuzire din Sfânta Scriptură. O stea, spune Biblia, că i-a călăuzit. Gândiți-vă, oamenii ăștia vin 800 de kilometri de undeva din Persia, din zona Babilonului, vin până la Ierusalim, sunt călăuziți, zice. Și când ajung la Ierusalim, oameni călăuziți, cu stea, oameni buni, nu cu GPS. Ăștia erau cu steaua. Nu cu FCSB, să ne înțelegem, cu steaua. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ajungi la Ierusalim cu toată călăuzirea lor, cu toată revelația pe care au avut-o, cu toată înțelepciunea lor, spune Biblia că au zis, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Pentru că i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm. De ce pun ăștia întrebarea, unde este? Pentru că știau? Uitați-vă, cu toată revelația pe care au, cu toate semnele pe care le au, dragii mei, oamenii ăștia sunt lucruri pe care nu le cunoști, trebuie să le descopere. Și foarte interesant acolo. Spune Biblia că Irod îi adună pe preoții, el e tulburat, de adună pe toți teologii mari din Ierusalim, toți preoții. Și ce au deschis, oameni buni? Bibliile. Au deschis Scripturile. Și la un moment dat a venit unul și a zis, o, știm unde este. Pe unde-i? Este scris în cuvântul lui Dumnezeu că în Betleemul iudeii trebuie să se nască. Și dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că, interesant, 800 de kilometri, oamenii ăștia vin călăuziți de stea. Și atenție, ajung la 9 kilometri, Betleem de Ierusalim era 9 kilometri. Și nu știu la 9 kilometri unde să meargă. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva în direcția asta, în dimineața asta. Frați și sori, Dumnezeu niciodată nu o să ne dea o revelație așa de puternică. Niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea o prorocie atât de puternică. Niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea o încredințare așa de puternică. Niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea un vis atât de clar încât să facă inutil apelul la cuvântul Său. Ai nevoie de Biblie. Magii cu toată călăuzirea lor, dragii mei, au avut nevoie de Scriptură ca să ajungă ultimii 9 kilometri la Ierusalim. Și spune Biblia că dintr-o dată, când au aflat direcția, din Scripturi, din cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, spune Biblia, care a apărut steaua aceea. Pentru că e nevoie de călăuzire în luarea deciziilor. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu ne dă totul dinainte. Uneori trebuie să stai, știu, 2-3 luni de zile, să te închizi în odăița ta și să treci prin cuvântul ăsta. Și să te rogi și să plângi.
N-ar fi mai simplu să o sun pe nu știu care soră, vas, proroc de lucru și să-ți dea în 2-3 secunde ceea ce crezi tu că te scutește de 2 luni de post și rugăciune? N-ar fi mai simplu, eu aș apela primul la varianta asta mai ușoară, dar știu că nu există. Știu că Dumnezeu ne trece pe aici, ne trece prin cuvânt, pentru că vrea să învățăm, pentru că vrea să descoperim în detaliu cuvântul Său. Uneori, dragii mei, răspunsul lui Dumnezeu, indiciile, dacă vreți, se găsesc în întrebările noastre. De-aia, până când nu o să pui întrebări corecte în viață, nu o să primești răspunsul din partea lui Dumnezeu. Câtă vreme, ascultați-mă, nu vom pune întrebările corecte în viață, nu vom cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu vom putea să o luăm pe o direcție bună. Vă aduceți aminte de unde începe toată istoria lui Nemia? Acum, hai să spunem pe aia românească. Păi de eram eu locul lui Nemia. Să fii paharnicul lui Artaxerse. Paharnic nu însemna doar omul care băga, turna vin în paharul împăratului și trebuia să-l verifice ca să nu fie, știu eu, otrăvit. Paharnicul, dragii mei, era de fapt o funcție, era un fel de consilier personal al împăratului, era omul cel mai de încredere, omul cel mai influent pe lângă împărat. Și acum vreau să vă întreb, câți dintre noi de-am fi fost în postura profesională a lui Nemia, ne-am mai fi pus întrebări legate de chemarea noastră? Sincer. N-am fi dormit noi bine. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ridicat, Doamne, de jos. Uite de unde m-ai luat, Doamne, și m-ai pus al doilea om ca influență în împărăție. Cine dintre noi și mai fi pus întrebări de genul ăsta? Știți de unde începe descoperirea adevăratei chemării a lui Nemia? De la o întrebare. Până nu pui întrebările corecte în viață, nu o să primești răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Spune Biblia că a venit Hanani, unul dintre frații lui, împreună cu un grup de iudei, s-au întors de la Ierusalim, dintr-un fel de pelerinaj. Și când s-au întors, spune Biblia că omul ăsta își face timp să le întrebe pe Hanani, cum e Ierusalimul? Praf. Dezastru. Și dintr-o dată, hainele de firmă nu-l mai liniștesc, dintr-o dată, mile de euro pe care le-a luat probabil pe lună, nu-l mai liniștesc, dintr-o dată nu mai are liniște și pace. Și începe să vină înaintea lui Dumnezeu să se roage și începe să-și descopere adevărata chemare. De unde? De la o întrebare. Până nu vom pune adevăratele întrebări în viață, dragii mei, vom primi răspunsul din partea lui Dumnezeu. Am citit despre cazul impresionant a unui om pe nume Lloyd Svensson, ar putea să fie oricare din biserică. Un om aflat undeva în jurul vârstei de spre 60 de ani, un om de succes din punct de vedere financiar, avea în Statele Unite ale Americii, prin anii, la începutul anilor 90, o firmă de articole sportive, vindea articole sportive în America și avea o cifră de afaceri de milioane de dolari în fiecare an. Un om din biserică, un om care își dădea zecioala la timp, un om credincios, conștiincios, un om pocăit. Dar omul ăsta a venit ani de zile la biserică, considerând că atât este pentru el planul lui Dumnezeu, să vină, să contribuie și să participe fizic. La un moment dat, omul ăsta suferă un infarct sever. Ajunge în spital într-o stare foarte gravă. Este resuscitat și efectiv e o chestie de providență, îl face să mai trăiască. Când își revine din infarctul ăsta sever, îi spune medicul, bă, omule, vreau să spun ceva. Tu ești norocos. Deși noi nu credem în asta, dar spune, ești norocos. Zic, cum adică? Băi, m-ai șocat. Cu ce o zis ăsta? Dom'le, eu lucrez de vreo 20 de ani aici. Dar nu am întâlnit un caz care să-și mai revină din punctul ăsta de unde ți-ai revenit tu. În mod normal, eu zic, vreau să spun ceva, zic doctorul, tu n-ar trebui să mai fii în viață. Asta vreau să spun. Nu știu de ce mai trăiești. Și dintr-o dată Lloyd Svensson uită de toți banii, de toate business-urile lui și când pleacă din spital, pleacă în mintea lui cu o întrebare. De ce mai trăiesc? De ce mai trăiesc? Știu că noi nu ne întrebăm asta, nu? Doamne, cum o să trăiesc dacă se scumpește gazul? Cum o să trăiesc în Timișoara, cu chiriile astea? Cum o să pot trăi? Dar oare noi ne întrebăm de ce mai trăim? Și omul ăsta merge acasă și auziți, începe în mod zilnic să-și pună întrebarea asta obsesiv. De ce mai trăiesc? De ce mai trăiesc? 2-3 săptămâni începe să se roage, să plângă. Doamne, mi-a zis medicul ăla că în mod normal nu trebuia să mai fiu în viață. Doamne, de ce mai trăiesc totuși? De ce trăiesc? După câteva săptămâni de zile în care își pune în mod obsesiv întrebarea, de ce mai trăiesc? Doamne, de ce mai trăiesc? Toate rugăciunile lui erau străpunse de întrebarea asta. De ce mai trăiesc? După câteva săptămâni de zile la ei la biserică are loc o conferință de misiune și vine un frate care era misionar în Africa
Și a zis, misionarul le prezintă o situație. Și a zis așa, oameni buni, în zona în care noi activăm în Africa, e mare nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Dar resursele noastre sunt limitate. Ar fi, spunea el, o soluție foarte, foarte bună dacă am reușit să avem Biblie audio în zonele tribale din Africa. Rata analfabetismului este foarte mare. Până să traducem, până să învățăm, să alfabetizăm pe oameni, va dura foarte mult, zeci de ani. Dar ar fi o soluție imediată pe care am putea să atingem inima oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu din Africa. Există posibilitatea, spunea el, al Bibliilor audio. Dar aceste Biblii audio trebuie conectate la o sursă de electricitate și problema este că oricât de multe baterii am duce, ele se consumă și nu avem surse de realimentare. Dar a zis el, ar fi o soluție, dar e foarte costisitoare. Panourile fotovoltaice erau la începutul anului 90, erau de domeniul pioneratului aproape și a zis, ar fi o soluție, dar costă foarte, foarte scump un panou fotovoltaic, panou de ceas solar, foarte scump. Și a zis, dacă ar fi niște panouri, dacă cineva ar face ceva în domeniul ăsta și s-ar inventa niște panouri mai accesibile, ar fi extraordinar. Imaginați-vă, spunea el, un panou conectat la câte o Biblie. Oamenii se aud de cuvântul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, Lois Vanson, acolo în spate, pe ultimul rând, zice, cineva, Doamne, trebuie să facă ceva. Cineva trebuie să facă ceva. Și știi ce e interesant? Să vii la biserică cu o întrebare, Doamne, de ce mai trăiesc? Și să pleci cu două frământări de la biserică. Nu cu răspunsuri, cu nici întrebări și mai adânci. Doamne, cineva trebuie să facă ceva. Și dintr-o dată spune Lois Vanson că urmează câteva săptămâni agonizante pentru el. Doamne, de ce mai trăiesc? Dar, Doamne, cineva trebuie să facă ceva acolo. După câteva săptămâni la rând, de ce mai trăiesc? Cineva trebuie să facă ceva. Dintr-o dată, în mintea lui, în inima lui, în timpul unei rugăciuni, cele două întrebări se întâlnesc. Tu trebuie să faci ceva. De ce mai trăiesc? Cineva trebuie să facă ceva. Tu trebuie să faci ceva. Doamne, eu habar nu am. Dumnezeu, dragii mei, a așezat gândul ăsta în el. Și ce a făcut omul ăsta? N-a avut o prorocie din partea cuiva, n-a deschis. Du-te mai departe. Nu a avut chestii de genul ăsta. Dintr-o dată a stat să se gândească, a început să se roage și a spus, Doamne, numai puțin, ce pot să fac eu atunci? A pus mâna pe telefon și a sunat în marile biserici din America și a întrebat păstorul, uitați cine sunt, uitați cu ce mă ocup. Aveți ingineri care lucrează în domeniul energiei fotovoltaice, panouri fotovoltaice, da sau nu? Și a început să ia cu lista. În cel din urmă, după câteva săptămâni de dat telefon în toată America, a reușit să adune un grup de vreo 10-15 cercetători în domeniul ăsta. Pe banii lui i-a adunat acasă, la el în oraș, i-a adunat la sediul companiei lui, i-a pus pe toți la o masă și a zis așa, ascultați-mă, Dumnezeu are nevoie de talentul vostru, Dumnezeu are nevoie de chemarea voastră profesională. Trebuie să inventați, nu știu cum, rugați-vă, puneți-vă capul la contribuție, inventați un panou fotovoltaic ieftin ca să-l putem produce, pentru că în Africa este mare nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Oamenii și-au pus mintea la contribuție și inima și talentele lor și înzestrările lor profesionale. Și într-un timp foarte scurt au reușit să breveteze, să inventeze un panou de mici dimensiuni, foarte ieftin, pe care l-au trimis mai apoi, l-au produs și l-au trimis în Africa. Știți care este rezultatul? Până în anul 2015 s-au produs și trimis în Africa peste 20.000 de astfel de dispozitive. Peste 20.000 de dispozitive. Vreau să vă gândiți, 20.000 de astfel de panouri fotovoltaice, de mici dimensiuni, ieftine, alimentate la fiecare câte o Biblie. 20.000 de Biblie audio în 20.000 de zone tribale din Africa, cuvântul lui Dumnezeu răsună zi și noapte. Știți de ce? Pentru că undeva, la mii de kilometri departare, un om se trezește cu o întrebare, de ce mai trăiesc, și pleacă cu a doua întrebare de la biserică, cineva trebuie să facă ceva. Și cele două întrebări se întâlnesc. Și așa îți descoperi chemarea în viață. Pentru că uneori, dragii mei, modul cel mai puternic prin care Dumnezeu ne vorbește, ne dă răspunsuri, este prin întrebările noastre. Așa că dacă o să încetezi, să-ți mai spui, Doamne, eu când mă însor, eu când o să am prima mea casă, oare când o să-mi cumpăr mașină și oare când o să începe să ne punem adevărate întrebări, Doamne, de ce mai trăiesc? Care e scopul meu în viață? Pentru ce sunt aici? Dacă o să începem să avem astfel de întrebări, dragii mei, cred că, cu siguranță că Dumnezeu ne va da răspuns. Viața la răscruce de drumuri. Dumnezeu îți oferă, Dumnezeu nu vrea să execuți orbește niște ordine, vrea să înveți să alegi în viață, pentru că te maturizează și responsabilizează. Dumnezeu îți oferă indicii despre voia Lui, dar luarea detaliilor, luarea deciziilor țin de tine.
Al treilea aspect pe care vreau să subliniez aici, dragii mei, faptul că nu știi dinainte cum o să fie, e în mod paradoxal spre binele tău. Nu e așa, spuneam încă o dată, domnul cu ceva timp, că ar fi mai ușor să ne spună Domnul cum o să arate viața noastră pe următorii 40 de ani. Doamne, n-ai vrea să-mi arăți cum o să arate viața mea până în ziua morții mele? Poate că pentru noi ar fi mai ok, am zice noi, dar nu-i mai sănătos. Vreau să vă spun ce cred din toată inima mea, un adevăr la care însă vreau să vă spun, mi-a fost greu să ajung, să mi-l însușesc. Faptul că nu știi dinainte cum o să fie în căsătorie, la locul de muncă, la facultate, în toate aspectele, e în mod paradoxal spre binele tău. Ok. Cu câțiva ani de zile în urmă, cred că undeva la 7-8 ani aproape, am fost pentru prima dată în Statele Unite ale Americii. Am fost bolnav de America, Dumnezeu m-a vindecat, foarte simplu. Și ca să mă vindec complet am fost de 3 ori. Și acum pot să spun că sunt eliberat. Dar când am fost pentru prima dată în America, am ajuns împreună cu un coleg pastor și cu un alt prieten evanghelist, eram toți trei, ne știam din facultate. Am ajuns în Los Angeles, am slujit seara la o biserică și vine la noi un frate și ne spune: băi, oameni buni, uitați că e treaba. Noi avem aici la biserică un frate care lucrează la Disneyland. Ok? Și el are posibilitatea ca în fiecare lună să introducă gratis 4 oameni la Disneyland. De aici la Anaheim, e foarte fain, e un parc tematic de distracții, intră 50.000 de oameni în fiecare zi, biletul e foarte scump, era peste $100. Și la un moment dat zic eu, bă, Disneyland, mi-am trăit copilăria, Mickey Mouse, ok, nu-i pentru mine. La care omul, băi, Dorel, e foarte fain, crede-mă, colegii ăștia mei, prietenul meu, pastor și evanghelist, Dorel, hai că o să fie fain, pe cuvânt, e super. Bă, nu știu, hai, te rog, vino că e fain. Bata, au insistat de mine, bă, dacă e și gratis, zic, hai că mergem, na, dacă e situația asta, ne-am dus. Intram, țin minte, e un trenulescu care intre acolo la Disneyland. Eu, românul din mine, mă uitam la mulțimea de oameni, 50.000 de oameni, Doamne, câți bani, stai să văd câți bani fac ăștia, am luat telefonul, $120 biletul, Doamne, păi câți bani fac ăștia. Am ajuns acolo, țin minte, mi-am luat o cafea din aia la litru, de la Starbucks, așa, mare de tot, un litru, nu altă. E un fel de ristretto american, așa. Și la un moment dat, în fața noastră, era un roller coaster din ăla foarte, la 100 de metri înălțime, California Screaming, aia urle acolo, nu alta. Și zice prietenul meu, păstor, coleg păstor, Zdorel, acolo ne ducem, Doamne ferești! Doamne ferești, zic, am rău de înălțime, tu ne auzi pe ea cum urlă, nu o să mă urc în viața mea în trenulețul ăla, nici să te gândești. Mă tot o încerca, nici cum, eu și cafeaua mea stăm aici. Ok, zice cu celălalt împreună, bă, Dorel, ok, hai că am înțeles că ești fricos, nu au mers nici aia, bă, ești fricos, hai, încearcă. Bine, zice, hai să mergem la o chestie de copii, de acord? Bă, la alea mă duc și eu. Undeva în stânga, ți-l minte la intrare și acum că am rămas traumatizat pe viață de chestia aia, undeva în partea stângă era un turn din ăsta de vreo 13-14 etaje, le-am și numărat, românul, structură de rezistență. Ce e ăsta? Hollywood Tower. Ce e ăla? Turnul Hollywood. Bun, bă, dar cu ce? Eu am întrebat. Domnul zice, te urci într-un lift, e simplu, și la fiecare etaj îs holograme din alea cu personaje din desene animate. Oh, alea îmi plac, zic. Numai bine până 13 etaje, îmi beau cafeaua, liniștit, ok, hai că la asta mă bag. Bă, când intrăm acolo în turnul ăla, la un moment dat văd mare roșu, mai că era semnalizat, ca pe străzile noastre, când sunt reparații câteodată. Atenție! Dacă aveți probleme cardiace, vă recomandăm să nu urcați. Și zic, bă, stai, ce e aici? Bă, ce cu asta? Dorel, America e țara procesomă, ăștia te dau un tribunal pentru orice, dacă unul se sperie, te dă în tribunal și de-aia e pus ca să-i scut. Bune? Ok, bun. A fost un semn de întrebare. Ne-am așezat în lift, erau o persoană acolo, eu, liniștit, m-am pus jos, bă, băie, să mă trezesc când se termină. Dintr-o dată, vine aia de la care verificau acolo, oameni buni, eu înțeleg, când mergi cu mașină, o centură de siguranță, așa, dar când îți spune două și le și verifică, zic, bă, ce aici? Bă, ce-i cu asta? Dorel, stai liniștit, e pentru copii, să nu sară, știi? Ok,
Bă, are sens ce spui. Bine, hai, fii atunci așa. Ok, bun. Oameni buni, a început toată chestia. Primul etaj s-a deschis. Mickey Mouse. Da. Al doilea la fel, al treilea la fel. După al treilea etaj, ții minte și acum, dintr-o dată s-a luat lumina. Și noi o să fim obișnuiți cu asta, să știți, în următoarea perioadă. Și curentul. Și ceva spune o chestie, se aude la difuzorul ăla, erau ca și cu tunete, cu fulgere, pregătiți-vă pentru experiența finală. Doamne, atât am avut, Doamne, Tu l-ai, atât am avut să zic. Ceva o să vă spun că s-a întâmplat, nu mai știu exact. E o chestie cu propulsie, habar n-am cum, te aruncă sus și cazi în jos vreo 10 etaje, ceva în genul. Oameni buni, vreo minut și jumătate o ținut toată chestia asta. Știu doar că, din instinct, ca să am de ce mă ținea, băga mâna în gât la cineva în față, ăla urla, toți urlau pe acolo, nu mai știe cine de la ce. Cafeaua mea fierbinte s-a evaporat peste alții, urlau toți acolo, nu mai știa cine de la ce. Ce pot să vă spun este că după o minut jumate, când am ajuns cu picioarele pe pământ, amândoi mă țineau de mâini, abia umblam, vă spun sincer. Ceream distonocalm cu insistență. Băi, ești în America, nu există așa ceva. Stai liniștit. M-am așezat jos, vă spun, abia m-a dus inima la locul ei. Era undeva pe la etajul 13, pâncă. M-am enervat pe ei. Ei râdeau de mine la un moment dat. Bă, vezi? Însă, trebuie să recunosc că după câteva, după ce m-am așezat, zice unul din ei, Dorel, hai că ți-a plăcut. Bă, teribine, cum să-mi placă așa ceva? Și eu zic, bă, Dole, hai să spun ceva, hai că am început să zâmbesc puțin. Hai că nu a fost chiar așa. Și mi-a zis o chestie, Dorel, hai să spun ceva, dacă știai dinainte ce te așteaptă, te-ai fi urcat? Never forever, cum zic americanii. Ok. Vezi, Dorel, tocmai pentru că n-ai știut dinainte ce te așteaptă, tocmai asta e partea frumoasă. Că ai fi rămas numai cu trauma cu care am rămas oricum, dar cred că și cu bucuria, cu cafeaua aia asta. Știți, poate o să vi se pare inocent ce vă spun acum, dar într-un fel proiectez viața și în felul ăsta. Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu vrea să ne le dea și undeva la etajul 12 și tu nu vrei să urci. Dacă ai ști tot ce așteaptă dinainte, nu te-ai urca, crede-mă ce spun. Nu te-ai ridica. Și ce parte frumoasă că Dumnezeu nu-ți spune ce te așteaptă dinainte. Dumnezeu nu spune. Pentru că dacă ți-a spune Dumnezeu ce te așteaptă din față, și ce ai face tu și cu mine? Am vedea numai problemele și n-am mai vedea binecuvântările pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. Vă aduceți aminte, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îi spune lui Moise să se trimită 12 scoade în țara făgăduinței, nu? Și spune Biblia că se duc cei 12 și când se întorc 10 din ei, bă, cum îi? Toți așteptau poporul cu sufletul la gură. No, cum îi? Ce ne așteaptă? Noi trebuie să intrăm și noi în Canaan. Domnii cu noi. Păi, să vedeți. Să vedeți, într-adevăr, auziți ce zic? Într-adevăr, e cum o zis Dumnezeu, e lapte și miere, într-adevăr, curge lapte și miere. Dar știi, uai, să vezi ce am văzut acolo. Am văzut pe fiul lui Anac, uriaș. Să vezi zidurile Ierihonului cât de înalte sunt, că te doare capul numai să te uiți, ai rău de înălțime. Să vezi ce puternice, să vezi ce armament, să vezi ce Suhoi 27, MiG 31 au ei acolo. Să vezi ce sisteme de atac au, noi suntem praf pe lângă ei. Și vreau să vă întreb, cu ce a folosit celor 10 oameni faptul că au știut dinainte ce așteaptă? Cu absolut nimic. Știți de ce? Pentru că au văzut numai problemele și n-au văzut planul lui Dumnezeu. Viața le răscuce de drum. Dumnezeu nu ți oferă indicii, detalii, un plan detaliat dinainte. Știi de ce? Pentru că vrea să rămâi la binecuvântările Lui, nu să vezi doar problemele în viață. Dumneavoastră știți că noi oamenii în fiecare binecuvântare vedem câte o problemă de multe ori. De-aia Dumnezeu, faptul că nu știi dinainte ce te așteaptă spre binele tău. Să fiu onest cu dumneavoastră, dacă în octombrie 2004 aș fi putut să-mi privesc înainte, Dorel, hai să vezi cum o să arate următorii tăi 13 ani de slujire, 14. Hai să vezi ce te așteaptă. Ce aș fi văzut? Aș fi văzut probabil doar momentele grele, dificile. Aș fi văzut anumite
conflicte, anumite probleme, anumite stări, anumite lupte. Și probabil că n-aș mai văzut planul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a spus dinainte ce mă așteaptă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a spus dinainte ce mă așteaptă. Pentru că El este acolo. Și închei spunându-vă, cel care deschide ușa trebuie prețuit mai mult decât ce se află dincolo de ea. Este un alt adevăr în care cred din toată inima. Viața lor răscurge drum când Dumnezeu o să-ți deschidă o ușă în dreapta, în stânga, în față, în spate. Și când o să intri pe calea aceea binecuvântării și când o să obții jobul ăla la care ai visat de atâta vreme, când o să obții, când o să ai căsnicia aia la care ai visat, când o să ai lucrurile pe care ți le-ai dorit și pentru care ai plâns și te-ai rugat și când o să le ai, când o să ai casa ta, când o să ai jobul tău, când o să ai casa ta, când o să ai slujba aia, când o să ajungi unde ți-ai dorit, îți spun un lucru, să nu uiți de cel care ți-a deschis ușa spre ele. Pentru că tendința noastră este să uităm de Dumnezeu, de cel care binecuvântează și să ținem binecuvântările așa de mult. Cel care deschide ușa trebuie prețuit mai mult decât ce se află dincolo de ea. De-aia rămâi lângă Dumnezeu. Viața lor scurge de drumuri. Sunt, spuneam, tata trei băieți. E o provocare, o experiență faină. Dar trebuie să recunosc că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea ca părinte, vorba aia când te-ai simțit mândru că ești părinte, a fost urmă câțiva ani de zile, vreo 4 la număr, eram la Londra într-un weekend, am slujit acolo și i-am dus pe Rafa și pe Filip, i-am dus în sat, pe băieții mei cei mai mari, i-am dus la părinți weekendul ăla și cel mijlociu, Filip, adoră mult avioanele, îi plac mult avioanele și în perioada aia, oriunde mă duceam, zburam, trebuia să-i aduc câte un avion din ăla mic, jucărie. Țin minte că am slujit și când am ieșit de la program, la unul dintre programe, am văzut vă trei apeluri de la mami și știm că-s băieții acolo cu ea, m-am zis, bă, s-a întâmplat ceva, m-am panicat rapid, pus mâna pe telefon, sun pe mami, mami, e ok, s-a întâmplat ceva, mami, s-a întâmplat ceva, e tot ok. Zice, Filip, plânge. Ce, nu mai pot opri. Dorel, zice, te-am sunat pentru că vreau să vorbești cu Filip. Plânge într-una, plânge de două, trei ori, nu se mai oprește. Și a zis, ce-i că îl dă-mi repede la telefon. Și vorbesc cu Filip. Și spun, Filip, ți-am promis, tate, nu uiți, ți-aduc avionul, stai liniștit, tate, ți-aduc jucăria, promit, stai liniștit, uite, mâine mă întorc acasă, ți-aduc jucăria, ți-am spus, fii pe pace. La care Filip îmi spune, tate, nu-i despre jucărie, tate, nu-i vorba despre avion. Și auzi ce îmi spune băiatul meu care atunci avea 5 ani, tate, nu vreau niciun avion, te vreau pe tine. Mi-e dor de tine, vino acasă mai repede, hai acasă că mi-e dor de tine, nu vreau. Și dacă aș ști cât de mult iubește băiatul ăsta jucările, wow, poftim, mai mult decât jucările, mai mult decât ceea ce primește, mă vea pe mine ca tată, wow, s-a fost de cele mai mari complimente pe care le-am primit în viața asta. Și m-am gândit, aș fi vrut să scurtez drumul ăla mai cu avionul, să fac mai repede, să ajung mai repede acasă. Oameni buni, Dumnezeu e Tată. Dar atât de ori îl întristăm în viață când punem căsătoria mai presus decât El. Mașina mai presus decât El, jobul mai presus decât El, copiii mai presus decât El. Cunosc atâtea cupluri care s-au rugat și m-au provocat, frate, Dumnezeu, roagă-te pentru noi că nu putem avea copii. Și după 3 ani, 4 ani de zile, Dumnezeu, omul supranatural, îi binecuvântează cu copii. Și chiar povesteam și discutam în urmă cu o familie și am spus, bă, oameni buni, voi nu vedeți ce faceți? A cerut lui Dumnezeu 4 ani de zile să vă dea copilul ăsta și acum, din cauza copilului, nu mai veniți la biserică. Și am zis lui, bă, înțeleg că o născut nevastă, dar tu, ai născut și tu cumva? Știți, venim disperați la biserică, Doamne, vrem joburi, am venit la Timișoara, carieră, vrem o viață, vrem să ne binecuvântezi, Doamne, fii cu noi!
Dă-ne copii, dă-ne familie, dă-ne casă, dă-ne, Doamne, binecuvântează-ne, scoate-ne, Doamne. Și când primești, știi ce face? Noi transformăm binecuvântarea Dumnezeu într-un blestem, pentru că uităm de Cel care ne-a binecuvântat. Astăzi ești la o răscruce de drum și mă rog din toate inima ca Dumnezeu să-ți dea direcție în viață. Dar înțelege, poți să-ți iei ochii închiși, poți să tragi obloanele minții tale cât vrei, Dumnezeu nu o să-ți vorbească în felul ăsta, Dumnezeu vrea ca să înveți să alegi, să umbli, să faci primii tăi pași, e lângă tine. Dar uneori cel mai bun mod de a-ți învăța copilul să umble este să nu-l ții de mână, ci să-l lași să cadă uneori. Pentru că doar așa se învață să umble. Dumnezeu nu vrea niște asistat spiritual în biserică ca să fie băgat la câte o doză duminica. Pentru unii asta e pocăința. O doză din aia de predică, o doză de cântare, de rugăciune, o prorocie. Gata, mă ridic, frate. După două zile e praf și vrea înapoi duminica să vină înapoi să alimenteze. Pocăința nu e cu perfuzii. Pocăința e cu umblare prin credință cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat o minte pentru că vrea să o folosești. E înnoită. Ca să poți să discerni voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu nu-ți dă un plan detaliat. Dumnezeu nu spune GPS în față. Hai să vezi ce te așteaptă. Faptul că nu știu ce mă așteaptă, dragii mei, este spre binele meu. Știți de ce? Pentru că mă face să mă țin aproape, strâns. Știți de cine? De cel care cunoaște totul. De Dumnezeu care știe și ce va fi mâine și poi mâine. Dar când Dumnezeu deschide ușa, nu lăsa în spatele ușii. Nu uita de cel care a deschis ușa. Ci binecuvântează-l. Nu pune binecuvântarea mai presus de cel care binecuvântează. Hai să ridicăm în picioare. Poate că ești la o răscruce de drum astăzi în viață. Poate că de un an de zile ești blocat acolo și realmente nu mai știi ce să faci. Ți-e frică să faci un pas înainte pentru că nu cunoști și pentru că ți-e frică să nu cumva să eșuezi încă o dată. Ți-e frică să pășești prin credință. Dacă vrei să umbli pe mare, trebuie să cobori din barca aceea, siguranței tale. Poate că împreună cu familia, casa ta, ești undeva la o răscruce de drum. Va trebui să luat o decizie importantă și pur și simplu ești blocat. Dumnezeu este aici. Nu știi ce te așteaptă foarte bine. Sunt doar primele tale zile în Timișoara și nu știi ce te așteaptă foarte bine că nu știi. Tocmai trebuie să te ții mai aproape de cel care cunoaște totul, de Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu în dreptul unor a deschis o ușă, nu uitați de El. Viața la răscruce de drum. Cheamă-L pe Dumnezeu astăzi, în răscrucea aceea de drum a vieții tale. Cheamă-L pe Dumnezeu acolo unde ești blocat de ani de zile. Cheamă-L pe Dumnezeu să alunge frica din viața ta. Cheamă-L pe Dumnezeu să dea barierele la o parte. Rogă-L pe Dumnezeu astăzi să te lumineze, să te inspire și să-ți dea putere să umble prin credință. Hai să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.